pe timpul nostru. Ia să nu mai stăm ca proști. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Păi nu? Am avut o perioadă când am pus în gând să-mi deschid televizorul o lună. Nu, mă ferește, păi te uși pe pereți. Și ce faci? Citești? De, da, că-s nebun. Mi-amintesc acum, stimați ascultători, am tăluit din întâmplare o frază a lui La Rochefoucauld care spunea așa: emoția! Emoția nu e o piedică, ci izvorul faptei memorabile. A, e liber? Mulțumesc. Știți, eu am loc în compartimentul celălalt. Da, n-am cu cine discuta. Va fi greu, dar vom promova totuși în semifinale. Poate... unde mergeți? Unde mergeți? A, eu merg la Bolintin. Și eu tot la Bolintin. Rafinăria și Oțelul, meci decisiv pentru calificarea în categoria A. Oțelul! Hai, Oțelul! Azi, șefule, vezi că aici ești în Ploiești, da? Pianissimo! L-ați auzit? Iată formațiile. Oțelul, Neagu, Iosif, Marti, Șoni, Puican, Doi, Manolache, Mureșan, Stasiu, Almăjanu, Popa, Bujor. Arbitru a și plerat începerea partidei, Almăjanu este cel care pune balonul în joc, trimite spre Puican, Puican îi retrimite balonul, Almăjanu se apropie de care o deșeze, trimite lui Stasiu pe partea dreaptă, dar iată pe partea stângă, Popa este complet. Șani, lasă aparatul! Topărul echipei Rafinăria interceptează și degajează. Care inițiază o nouă acțiune ofensivă a echipei țare. Trimite balonul mai departe, prinde doi jucători pe Puican, acesta îi retrimite balonul, Manolache face o cursă, driblează un adversar, pe al doilea se strecoară pur și simplu prinde adversar, trimite balonul către Stanciu, de la Stanciu minge ajunge la Almăjan, a intrat în careu de 16 metri, îl are în fața sa pe Gusti, șutează! Ce păcat, ce păcat, a șutat peste bară, peste bară, dragi ascultători! Come on!
m-a deranjat la 5 minute, că nu o să avem noi mușchi noastre, ci de vale la expoziție. Nu, monșe, sunt prea mic pentru ele. Alea sunt muște jubiliare. Și ne mărim, de ce n-a venit, mă? A zis că filmează la Sergiu Nicolaescu. Ia auzi, ăsta mi-a toți artiștii. Măi, băieți, asta-s metode barbare. Lasă-mă să-i dau măcar una. Dă-l încolo. Vezi? Așa rezolvăm noi totul cu dă-l încolo și cheluțele înfloresc ca maci. Să vedem ce vrea. O, mă, băieți, mă. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, vă jur, regret. N-am crezut, n-am știut că e vorba de o nuntă. Era vorba de o sărbătoare, de o aniversare. Dar ce vreți, așa e la țară? Sfânta Marie mică, Sfânta Marie mare, mai un tăiat de moți, un botez, nașul mic, nașul mare. Se mai face și cheta, nașareta. Poftim? Asta e altceva. Și banii? Da, ce fel de bani? Păi ne făceam cântat pe sarmale. Ei, cum nu v-au plătit? Nici tu n-ai luat banii, dragule. Să plătească de două ori? Mi-a spus nașul că ai luat 3.000. Pe 3.000 am luat partea mea. Hai, întinde de aici. Stați, mă, băieți, mă, nu luați așa, mă, stați să analizăm. Mai ducem tratative, nu? Eu am toată intenția să vă ajut. Să luăm atestatul, nu? Atestatul? Aul? Păi voi nu v-ați auzit niciodată, mă. O chestie vă se sună ca un trabant. Nici pentru o șușane nu sunteți buni. Apucați-vă de o meserie ca lumea, mă, băieți. În producție, poate, vă recuperați, faceți ceva. Vă nici ca amator nu sunteți ce vă gândi. Vino mă încoace dacă ai curaj. Iată că vine. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: divertisment.